Ați vorbit de o nebunie pentru Hristos. Dar se dobândește sau este un dar al lui Dumnezeu? Nu. E fără discuție, nu e nimic fără harul Dumnezeu, dragul, nici vorbă. Nici vorbă, nu se poate nimic, nu se mișcă ce de păr vorbă. Însă ne cere și nouă voință. Când mă, dacă dai voință, iei putere, iei harul. Cum zice Isaia. Da. Iar nebunia aceasta sperie cuvântul nebunie, dar e o nebunie dulce pentru Hristos. Să duc ochii în fundul capului, dar să lucesc mai mult ca înainte, știți? Pe urmă, puțin lucru e să devii mesagerul, să devii un Dumnezeu pe pământ, să fii mireasa lui Hristos. Că știți ce spune într-un loc? Nu vă spun cu intenția să faceți călugări. M-aș bucura să ajungem niște creștini trăitori în sfârșit. Că, exact cum spunea Constantin cel Mare la arhierii, voi sunteți arhierii înăuntru și sunt arhierii afară. Adică sunt, zice așa într-un loc de călugări. Cine se leagă de voi, ce de lumină uicului mei se leagă. Ce iubire poate dărui pe viață și pe moarte. Ce să zic o tinereție care este atât de înțeleaptă și de bătrână când ia zborul ăsta mare? Pentru că vă spun, gata, nu-i vede decât o singur lucru, mântuirea și gata, altfel nu. Nu, cât păcăliți viața și vai și vai și vai și vai, de momentul ăla spune așa de normă. Ăsta este omul credincios, indiferent unde este, dar să-și pună problema mare. Asta e idealul cel mai înalt, să privești, să gândești la mântuirea ta. Nu idealul mare să am o diplomă socială, știi? Asta e ca să vedea o leafă, e altceva. Dar nu te poți duce acolo cu te, cu smerenia, cu faptele ăștia. Da, e cel mai mare lucru posibil. Părinte, eu am o întrebare, dacă se poate. Cum? Am o întrebare. Am un prieten care e în scaun, e bolnav, e în scaun. Da. Și vrea să facă călugări și să-i spun un cuvânt din partea dinții voastre, sau ceva ca să te lasă. Dragă, el vrea să facă călugări, poate călugării pe scaun acolo, știți, nu face nimic altceva decât să trăiască ca un călugăr acolo, să roage, nu cere cine, cere altceva. Dar dacă vrea lucrul ăsta pentru frumusețea călugării, nu pentru că compară lucrurile și raționalizează viața comparându-l. Nu merge cu raționamente, pentru că, repet, la mănăstire nu se merge nici numai cu o altă rațiune. Că e bine, că e așa, că e așa, zicând Dumnezeu, nu. Trebuiește și o nebunie pentru Hristos, că nu poți să reziști. Nu poți să reziști, că există ispite, dragi care te... Aici trebuie singur loc unde te poți pierde, ca să te poți găsi. Adică să renunți la tine, să te reînființezi în personalitate îngerească. Numai aici, că stai voia. Voi nu vă dați seama cât de importantă este voința liberă, că așa ne-a creat Dumnezeu. Pe om cu voință liberă, rațiune și afecte. Ei, voința asta liberă e coloana vertebrală, cum se spune, care îți conduce viața. Ei, aici trebuie să-ți o tai. Renunți la viața ta. Renunți, așa cum spunea, asta se cere. Rugăciune, dragii mei, poți să faci acasă toată noaptea, nu te oprești, dar aici nu-i vorba de rugăciune, e o permanență, tăierea voie, tu să ai mereu, Doamne, prezența ta asta ți se cere, da, dar tăierea voie, asta e foarte greu.